Salut, mă numesc Valentina și astăzi vom rezolva un exercițiu la tema ecuațiile iraționale. Avem de rezolvat următorul exercițiu. 2x plus radical din 34 minus 5x este egal cu 7. Sunt mai multe metode de rezolvare a acestui exercițiu. Eu voi merge după următoarea. Deci, voi separa în felul următor. Când avem ecuațiile iraționale, ne străduim să facem așa. Radicalul să rămână în partea stângă de egal, iar numele pleacă peste egal. Deci, voi copia radicalul. Radical din 34 minus 5x este egal cu 7 rămâne pe loc, iar numărul 2x trece peste egal cu semnul opus minus 2x. Deci, ca să scăpăm de radical, putem să ridicăm ambele părți la puterea a doua. Facem acest lucru. Ridicăm la puterea a doua. Când ridicăm la puterea a doua un radical, el dispare. Vom copia expresia de sub radical. 34 minus 5x, așa, va fi egal cu. Utilizând această formulă, avem 7 la pătrat, 49 minus 2 mulțit la a mulțit la b, adică minus 28, întrucât 7 mulțit la 2 face 14 și mulțit la 2 face 28x plus 2x totul la pătrat va fi 2 la pătrat face 4, x la puterea 2 face x pătrat. Am obținut această expresie. Următorul pas. Aducem toate numerele în partea stângă și egalăm cu 0. Facem acest lucru. Deci, 34 minus 5x deja sunt pe loc. Le copii exact așa. 34 minus 5x. Numerele acestea când trec peste egal își schimbă semnul. Deci, 49 va fi scris ca minus 49. Minus 28x va fi plus 28x. Și respectiv, minus 4x pătrat este egal cu 0. Deci, construim forma canonică. Voi scrie în felul următor. Pe prima poziție, minus -4x pătrat. Observăm aici avem minus -5x plus 28x. Minus -5 plus 28 face plus 23x. Mai departe, 34 minus 49 va fi minus 15. Este egal cu 0. Delta va fi egal cu b pătrat minus 4a. C. în calitate de B la noi este 23. 23 la pătrat este 529 minus 4 înmulțit la 4 și înmulțit la 15 va fi minus, pentru că avem 3 de minus, 4 ori 4 face 16, înmulțit la 15 va fi 240. Egal cu, făcând diferența, obținem 289. Radical din 289 este egal cu 17. Întrucât la noi delta este un număr pozitiv, vom obține două soluții diferite. X1 este egal cu minus B minus radical din delta supra lui 2A va fi egal cu minus B minus 23. Minus, radical din delta, am calculat este 17, supra lui 2 mulțit la a. În calitate de a la noi este valoarea minus 4. Egal cu minus 23 minus 17 face minus 40, 2 mulțit la minus 4 face minus 8. Dacă împărțim minus cu minus face plus, 40 împărțit la 8 este exact 5. x2 este exact aceea formulă, doar că plus între ele. Minus b plus radical din delta supra lui 2a va fi egal cu minus 23, exact expresia de sus, doar cu semnul schimbat între ele. Supra lui 2 ori minus 4, voi scrie deodată minus 8, egal cu minus 23 plus 17, obținem minus 6, supra lui minus 8 minus împărțit la minus face plus 6 și 8 se simplifică prin 2 și obținem 3 supra lui 4. Am obținut două valori. Verificăm dacă acest x1 și x2 sunt soluții ale ecuației noastre. Pentru aceasta înlocuim în expresia inițială în loc de x valorile obținute. Deci vom obține radical din 34 minus, aici avem 5 mulțit la x, 5 mulțit la 5 face 25, egal cu 7 este așa și rămâne, minus, 2 mulțit la 5 face 10. Observăm că radical din 34 minus 25 va fi radical din 9, este egal cu 7 minus 10 face minus 3. Nu este adevărat, pentru că radical din 9 este 3. Nu sunt egale, înseamnă că x-ul ăsta, deci voi scrie x egal cu 5, nu este soluție. Deci, am verificat x egal cu 5, nu este soluție. Verificăm pentru valoarea 3 pătrimi. Zic în felul următor. Voi avea radical din 34 minus 5 înmulțit cu 3 pătrimi. Scriu 3 pătrimi este egal cu 7 minus 2 înmulțit la, iar și punem valoarea 3 pătrimi. Deci, aici înmulțim 5 cu 3, obținem 15. Așa, 15 supra lui 4. Știm că pentru a face diferența între două fracții, trebuie în primul rând să aducem același numitor. Pe 34 scriu 34 supra lui 1 și respectiv numitorul comun să fie 4. Deci, amplific cu 4. Voi obține sub radical. 4 mulțit la 34 este 136 supra lui 4 minus 5 mulțit cu 3 face 15. Egal cu. Deci am observat mai sus, că 2 și 4 acesta se simplifică. Aici rămâne 1, aici rămâne 2. Și deci vom avea 7 minus 1 mulțit la 3 face 3, supra lui valoarea noastră 2. Deci, sus efectuăm calcul, avem radical din 136 minus 15 face 121, supra lui 4. Este egal cu. Aici logica aducem iarăși la numitorul comun, amplificând prin 2. Vom obține sus, 2 ori 7 face 14 minus. 3 supra lui 2, produsul lor. Am obținut această expresie. Radicalul se extrage consecutiv din numărător și numitor. Radical din 121 va fi 11. Radical din 4 cunoaștem că este 2. Egal cu. Facem o scădere complicată. 14 minus 3 obținem 11 supra lui 2. Într-adevăr, este adevărat această expresie. Deci, din acest lucru rezultă că x egal cu 3 pătrimi este soluție. La răspuns vă scrie: Soluție S este egal cu elementul 3 x 3 Sper că acest exercițiu ți-a fost de folos. Succesie la matematică!